Sunt zienele. 24 iunie este sărbătoarea care ne-a adunat aici în sală. Sânzienele sunt, în mitologia românească, zâne bune din clasa ielelor, dar care atunci când nu le este respectată sărbătoarea, devin surate cu rusaliile, care sunt zâne rele. An de an, creștinii ortodoși serbează nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Domnul Iisus în apa Iordanului. Ziua de Sânziene nu a fost aleasă întâmplător, ci pentru a promova pe lângă portul românesc și tradițiile. Legenda spune că în dimineața de Sânziene, fetele merg la râu pentru a spăla picioarele și pentru a coase flori de sânziene pe cămăș. Tot legenda spune că floarea galbenă care poartă această denumire este întruchiparea unei fete frumoase pe nume Sânziana, care trăia la marginea unui sătuc lângă pădure. Era o fată credincioasă și harnică, însă trăia într-o căsuță sărăcăcioasă. Astfel, ea nu era luată în seamă de săteni, ci era o bună prietenă a necuvântătoarelor din pădure. Într-una din zilele, Sânziana se îmbolnăvește. Degeaba încearcă prietenele ei, animale, să-i aducă plante de leac, acestea nu mai aveau efect. Încercând să-și găsească alinarea, Sânziana se ruga neîncetat la Dumnezeu. Astfel, această privește vizita Sfântei Vineri, care îi spune așa, citez: frumoasă și blândă ai fost ca o floare, floare gingașă să fii de acum înainte, alungată și desprețuită ai fost, de acum vei fi căutată și îndrăgită, vei fi pusă la icoane, că și tu le vei alina oamenilor multe suferințe și vei avea puteri tămăduitoare. Încheie citatul. Sânzienele sunt un simbol al verii, întrucât perioada lor de maximă înflorire coincide cu solstițiul de vară. Această floare se mai cunoaște și sub numele de drăgaică. Din punct de vedere terapeutic, florile își merită numele de plante miraculoase, deoarece au priorități vindecătoare și totodată de înfrumusețare și de imunizare față de boală. În unele zone ale țării, sânzienele sunt considerate zânele bune ale belșugului, cântecului și dansului. Potrivit lui Mircea Iliade, sânzienele provin dintr-un cult roman raportate la Seisa Diana. Pe cum floarea de sânziene, ea este croită în formă de cruce, într-o singură bucată de pânză, având o deschizătură în partea de sus. Tehnica decorării ei s-a transmis din generație în generație, motivele fiind stilizate, geometrice sau inspirate din natură. Respectând un obiect de artă, ea este purtată de-a lungul timpului și până în prezent pe marile personalități ale vremii. Astfel, istoricul
Georgeta Filippi afirmă că în a doua jumătate a secolului XIX-lea se întâmplă ceva deosebit. La noi se instalează o dinastie străină care este fermecată de acest costum popular. În momentul în care Regina Maria se îmbracă în costum popular, boieroaicele fac la fel. Chiar sunt obligate, pentru că în invitațiile la palat se preciza ca ținută obligatorie să fie portul popular. Tot aceasta amintește că până la primul război mondial costumul românesc cunoaște o strălucire deosebită. Se comandă, se cumpără, se exportă în străinătate, se fac filmări, ajungând în rândul elitelor. Așa se face că în zilele noastre ei a purtată atât de românește de pretutindeni, cât și de către actrițe sau jurnaliste celebre. În ceea ce privește ea, purtată în zona noastră, aceasta prezintă anumite elemente specifice, precum următoarele. Este încrețită la gât, cu bentiță, iar mâneca se termină în partea de jos cu o brățară brodată. Decorațiunile care înfrumusețează ea din Muntenia variază. Astfel regăsim figuri geometrice sau simboluri florale în culorile roșu, vișiniu, cafeniu, albastru, pastelat. Întotdeauna mândre de portul popular, de ie, aceasta trebuie purtată întrucât, așa cum declara doctor conferențiar universitar Varvara Buzilă, citez, ea este opera de vârf creată prin contribuția nenumăratelor generații de femei. Ea comportă încifrate în ornamente aspirațiile de bine, de fericire și de frumusețe ale poporului nostru. O îmbrăcăm pentru a ne confunda cu toți acei care au contribuit la afirmarea noastră istorică. Este marca noastră identitară care ne etalează cu toată demnitatea în rândul popoarelor lumii. Încheia citatul. Ea românească este mai mult decât un obiect vestimentar. Ea reprezintă simbolul spiritului autohton, reprezintă istoria și povestea neamului românesc. Ea poartă neamul mesaj strămoșesc, iar noi românii suntem datori să-l păstrăm și să-l desfășurăm. Fiecare ea poartă cu ea propriul mesaj, întipărit prin măstria celui care a purtat acul cu ața. Femeia este cea care coate ea cu sufletul ei nemuritor, cu multă măestrie și pricepere. Fiecare împunsătură de ac trece prin zâmbetul fermecător și frumusețea morală a tradițiilor purtate cu respect de locuitorii acestor meleaguri ocrotite de Dumnezeu. Manifestarea culturală-artistică organizată astăzi, în parteneria cu Centrul Cultural Pitești, se intitulează Ea românească, haina pe care se cos suflete. Este un omaj adus de asociație Sărbătorii creștini ortodoxe a sânzienelor și promovării identității culturii românești prin ie ca simbol universal al creației poporului român. Programul de astăzi cuprinde o serie de manifestări, printre care primul, îi dau cuvântul domnului inginer, artist, pictor, scriitor, Constantin Samoilă, pentru a prezenta pe scurt elogiu pentru ea românească și două cântece dedicate acestui eveniment. Astăzi, într-o zi excepțională, când noi sărbăm ziua în care româncele noastre au îmbrăcat cea mai frumoasă ie din lume, ea românească, astăzi zi de sărbătoare, o păstrăm și o iubim. Simbol de poveste și istorie, ea românească sau cămașa cu altiță a fost dintotdeauna atât podoabă cât și ținută vestimentară a româncelor. Ea reprezintă o bijuterie
vestimentară unică pe mapamond. Este un brand, un tezaur al portului popular românesc, un element cuprins astăzi în patrimoniu național și trebuie să ne mândrim. Purtată din cele mai vechi timpuri, probabil chiar de femeile din cultura cucuteni, apreciată pretutindeni în țară și în lume, purtată de oameni obișnuiți sau personalități marcante, culturale și politice din toate timpurile, ea este purtată astăzi cu mândrie de către românii obișnuiți, adevărații români, de membrii casei regale a României. Iată, Regina Maria, atunci când mergea la diverse activități, se îmbrăca în ea românească. Era cea mai frumoasă femeie din lume, apreciată, precum nu exista o altă femeie. Prin deciziile vremii, ea participa și întotdeauna avea succes. Așa, de exemplu, mare succes a avut prin deciziile luate pentru unirea de la 1 decembrie 1918. Să ne mândrim cu ea românească, să o iubim, să o îmbrăcăm, pentru că este simbol de românism, de identitate și ne definește ca români. Purtați ea românească. Astăzi încercăm să o serbăm într-un mod festiv. O să avem în fața noastră una din sutele de ei care sunt aici împreună cu noi și o să încercăm să cântăm ceva românesc. Așadar, cântăm? Cântăm. Hai să cântăm. Să cântăm muzica. Nu? Să cântăm muzica. Ți-aduce aminte, Ioane, când erai fecioară.
mamă din fântână. Curge apa la izvor, măi, și de mândra mi-este dor, măi. Să mă țin cu ea de mână, să bem apă din fântână. Dar da o plăcut de multă, pe mine că nu mă uită. Dar da o plăcut de rece, pe mine că nu mi-i trece. Dar da o plăcut de multă, pe mine că nu mă uită. Dar da o plăcut de rece, pe mine că nu mi-i trece. Meicuță, nu mă uita, măi, vină să sărut gura, măi. Că te aștept și mi-este dor să bem apă din izvor. Meicuță, nu mă uita, măi, vină să sărut gura, măi. Că te aștept și mi-este dor să bem apă din izvor, măi. Doamne, o plăcut de multă, dragostea că nu se uită. Doamne, o plăcut de rece, dragostea că nu ne trece. Doamne, o plăcut de multă, dragostea că nu se uită. Doamne, o plăcut de rece, dragostea că nu ne trece. Mitologia românească consacră patru mari mituri pe care le găsim în literatura de specialitate și apoi în toate artele de sorginte universală sau cu specific românesc. Găsim acest mit în literatură, în teatru, în poezie, etc. Din acest punct de vedere, Sânziana trebuie privită în perspectivă culturală. Ciuleandra, care este specific traco-daco-românească. Sânziana, care pornește din mitologia romană, respectiv mitul consacrat Sanctei Diana. Sancta Diana, etimologic, prin transformări lexicale, s-a încetățenit în mitologia românească Sânziana. Această Sânziană merge mai departe și o regăsim sub denumirea de drăgaică. Din perspectivă culturală, avem de a face cu straturi sau adstraturi culturale care, în esență, spun același lucru. Deci, Sancta Diana, de la romani, e și un templu la Roma, consacrat Sfintei Diana, Sancta sau Sfânta înseamnă același lucru, iar drăgaica, în momentul când în etnogeneza poporului român apare elementul slav ca și migrator și asimilat pe plaiurile românești,
dar încă puternic și astăzi, numai departe de Dunăre, apare această drăgaică. Daragoi, drăgoi, drăgan, tot ce vreți decurge ca și semantică în cultura românească. Așadar, Ciuleandra, Sânziana, Drăgaica. Acum, cu ele, cu aceste ele, ce se întâmplă? Într-o expunere exhaustivă pe care a făcut-o colonelul Stoica și îl felicit pentru acest efort. Deci, ce trebuie să reținem noi? Trebuie să reținem că noi suntem acele ele bune sau sânziene bune, iar cele rele, pentru că sunt și ele rele, sunt acele spirite, pentru că oamenii mor și apar spiritele lor care revin pentru cei vii și le văd într-un anumit fel. Știți că aceste ele, în noaptea de sânziene, apar în calea flăcăilor și le fac anumite probleme. Eu nu divaghez mai mult pe această poveste. Cine vrea să vadă o chestiune importantă, să citească studiul meu, Ciuleandra, mitul iubirii la români. Ciuleandra, mitul iubirii la români. Care sunt celelalte trei? Celelalte trei sunt Miorița, meșterul Manole și Baba Dochia. E și zburătorul lui Ion Heliade Rădulescu, dar zburătorul este de inspirație germanică, care a fost preluat de către Eminescu în Luceafăru și a rezultat această capodoperă a lui. Pentru ziua dumneavoastră, eu, în calitate de poet, de data aceasta, vă închin acest poem. Când se deschide poarta verii și florile răspund la unison, una dintre ele, Sânziana, impune prin noblețe și blazon. O celebrăm în fiecare an, aici la noi, pe plaiul românesc, consacrând iubirea din iubire. Aș ruga să se rețină această idee. Iubirea din iubire, aceasta este specifică poporului român. Pe cei ce taina eu împărtășesc, desăvârșită în sine, în trena-i maestoasă, a adunat alaiul florilor virgine, pe care în coronițe suratele-i de azi le aduc ofrandă pură, dovadă de iubire. Iar noaptea, și ce noapte, sub horbota de stele, vor desemna regina mai mândră dintre ele și potrivit cutumei și florile de onoare, ca să mențină focul și cultul pentru soare. Alaltă, știți că a fost solstițiul de vară, când natura este în plenitudinea ei. Și acum a sosit momentul să expun a doua idee. A doua idee este aceasta, pe care eu am tălmăcit-o în varii lucrări ale mele și în mod deosebit consacrat acestui mit. Sânziana e un concept și o exprimare de rezonanță, o componentă cosmică prin acest soare, la solstițiu, când știți că este ziua cea mai lungă, o componentă umană, când personalitatea,
ființa umană, femeia, este în plenitudinea forțelor ei și, dacă vreți, și o componentă religioasă creștină. Astăzi este ziua de naștere a celui mai mare sfânt până la Hristos și cel care l-a anunțat pe Hristos, respectiv Sfântul Ioan Botezătorul. Azi e ziua de naștere a Sfântului Ioan Botezătorul, a se reține acest lucru. Deci, menținem această adorație pentru soare și mitul, ritualul ne stinse peste an când va reveni Diana cu nelipsitul dar. Această ie pe care o purtați dumneavoastră este acest mult așteptat și nelipsit dar. Un dar, cum nu e altul mai scump, au să-l primească și doamne și domnițe, o ie românească pe care zrânduite ghirlande vii de flori și fluturași, mici sori, în strălucirea căror ne regăsim ca neam, așa e ia noastră, un brand universal. Iar voi, dalbe flori, dalbe, un nu știu ce vă face să fiți și mai frumoase, iradiind lumină, iar îngerii, se pare, astăzi, de ziua voastră, bat radios din aripi, glosează și se înclină. Cântecul cămășii. Eu sunt o biată ieftină cămașă, sunt o sumară haină populară. De mii de ani de când mă îmbrăcară, eu sunt pudoarea plebei nevoiașe. Eu m-am pornit din câmp, de pe ogoare, din cânepa ce-au semănat țăranii. M-a tors în albe nopți la șezătoare, cu grabnic spor o ceată de neveste. Din gura lor știu doi neplângătoare și-am învățat cu firul de fuioare din fiecare fus câte o poveste. Am fost tesută la război, în tindă, și m-a cusut încet o fată mare. M-a înflorit la mâneci cu mătasă și mâna ei a izbutit să prindă în arabescuri fine și barbare, tot așteptarea dulce de mireasă. Ți-u minte, vezi, când am ieșit din casă și când la horă în veselă grămadă m-am prins întâi curată și frumoasă, cum străluceam în albul de zăpadă. Sunt zienin mândră ie de Angelina Nădejde. Fată dragă, pune-ți ia și cinstește-o prin purtare. Nu-i o moft, e o datorie și o clipă de închinare. Au purtat-o și străbunii când plecau la liturghie. Că are în ea gustul țărânii și a iubirei de moșie. Au cusut în pânză deasă, greu, cu sufletul în litanii și cu lacrima pioasă au albit aceste danii. Semne magice, discrete, doruri prinse în fir de ață, parcă stainice versete, plâns și slavă pentru viață. Prețuiește-o, este sacră și în strai de sărbătoare, tu colindă lumea toată,
Dă de veste la hotare că româncile sunt frumoase și că am fost și vom mai fi. Sunt ziene luminoase îmbrăcate în mândrei. Bună ziua, bun noroc! M-am gândit că în acest loc, la această adunare, astăzi când e sărbătoare, Carina a îmbrăcat ie, nu e moft, e datorie. Și-o cinstesc prin purtare și-o clipă de închinare. Albă ia cu altițe, cu ciucuri și lămâițe, și cu spice, și cu fluturi, de la vechile începuturi. Mândră sunt și port voioasă și mă simt că sunt frumoasă, purtând portul românesc, straiul nostru strămoșesc. Cuie, rămâncile-s frumoase și-au fost și vor mai fi. Sunt ziene luminoase îmbrăcate în mândrei. Pe cărare sub un brad, zău, zău, șade-un voinic supărat, zău, zău, zău. Ce stai voinic supărat, zău, zău, ori aștepți un sărutat, zău, zău, zău. Cum să nu fiu supărat, zău, zău, de vestea ce mi-am aflat, zău, zău, zău. Că mândra s-a măritat, zău, zău, cât am fost înstrăinat, zău, zău, zău. Sus pe munți de piatră seacă, zău, zău, colindorul să mai treacă, zău, zău, zău. Și-o-i găsi o altă fată, zău, zău, să mă mai iubesc odată, zău, zău, zău. Văi și munți o-i hoinări, zău, zău, dor nu mă ține-a ci, zău, zău, zău. Altă dragoste găsesc, zău, zău, ca să nu mă prăpădesc, zău, zău, zău. Du-te, bade-n cetinel, zău, zău, dorul n-ai să scap de el, zău, zău, zău. Că dragostea n-are leac, zău, zău, decât ochii care-mi plac, zău, zău, zău. Am adus astăzi pentru dumneavoastră două iele. Prima ială este Delia Toader, iar cealaltă este Claudia Ghena. Și sper să cântați, să vă placă cântecele pe care le-au pregătit pentru dumneavoastră și să ne simțim bine cu aceste două minunate ficioare. Cu mai noi strâng fără-n valii, dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra. Păi să jucăm cu toță, dar și bătrânie și nepoță, pa la miezul noță, dra-dra-dra-dra-dra-dra. Și batital, pa bat așa, să sară la malinia mea. Da unul, doi și un, doi, tri, hai mă, gândi-vă să-l lip în țata și zărbize-mă. Da, e nezășește, doar la șolere sună, că te mașă, va dea joacă mărunță, da, eu m-am furcat în scurnie! Da, zis de tare bine, dacă au venit multe veșine, nu-i joacă nimeni, tra dra 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 dra. Păiți cu șubățele, dar cine poate și ca ele și stau sângurele, dra 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 dra. Și zici că ori zi așa,
poderi, papaxa mão. Ao me espalho, se vou pra gente, na jornal, se mãe emergente, chefe, vodro, se chibetrão. Dado que eu chego até meio, se estou gordendo, é caio, vai em tua, que este aqui, que se estou gordendo, cai mais muito. Enfrentei o jogo da pálcola, tolo, acafoco de cantique de jogo. Dar um corpique, um pico, da pica, lhes trouxe, jorgito, com jato, xistrudo. Chupado no que preço, lico, chumo, lico, buie, chula, no chave, mimo. Da notícia, lhe acha de dar, chua, e grijo, que matar, lhe se mudar, em garbanari. Da igreja vai passando o tempo, e esse rosto tá aqui. Tam junto a Pedro, ver o tempo, na moleça, descontida, oi, na vida, o aqui, o tempo, ele caiu na minha. Era minha, que chamou a venda, chuva, quarto, chuva, e vré. Bem-vinda ao Vera. Doamne și mă lasă, unde-i răchia pămasă? Hei, hai, unde-i răchia pămasă? Și bărbatul-i dus de acasă. Hei, hai, unde-i răchia pămasă? Și bărbatul-i dus de acasă. Doamne și mă pune, unde-i răchia de prune? Hei, hai, unde-i răchia de prune? Și bărbatul-i dus în lume. Hei, hai, unde-i răchia de prune? Și bărbatul-i dus în lume. Că și n-o-mi iubit, până n-o-mi îmbătrânit. Hei, hai, că dacă o-mi îmbătrânit, n-o fi greu a ne-i iubit. Hei, hai, că dacă o-mi îmbătrânit, n-o fi greu a ne-i iubit. Și rămâi cu mine, amândoi s-o ducem bine. Să nu-ți pară rău că mă vei lua tot ce vrei ți-o-i da. Doar așa, 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 așa vrea inima. Tu să fii numai al meu și eu să fiu a ta. Fericiți unul cu altul, noi doi ne-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi. Doar așa, 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 așa vrea inima. Și eu să fiu a ta. Fericiți unul cu altul, noi doi ne-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi. Rămâi bade-n viața mea, dar ascultă-ți inima. Da. Rămâi bade-n viața mea, dar ascultă-ți inima. Să nu-ți pară rău că mă vei lua tot ce vrei ți-o-i da. Doar așa, 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 așa pe inima. Tu să fii numai al meu și eu să
Faceți în locul altul, noi doi n-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi. Doar așa, 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 așa vrea inima. O să fiu mai al meu și eu să fiu a ta. Fericiți în locul altul, noi doi n-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi. Eu am să vă cânt muzică ușoară, pentru că asta știu să fac mai bine. Și vă propun să cântați împreună cu mine următoarea piesă. Ce se întâmplă cu mine? Nu vezi, nu înțelegi. Când se lângă tine, nu doresc să mai vezi. Mă pierd și mi-ascund dragostea. Nu pot să-mi urmez, nu pot să-mi ascult inima. Și visez că într-o zi o să rețin în mână. Și într-o zi o să le pot săruta. Tu ești ce mi-am dorit și astăzi îmi promit că vei fi a mea. Visez la tine, nu știu ce să-și cer. Și nu cred că e bine. Tu poate nu simți la fel. Nu pierd când îmi spui ceva. Mă pierd și mi-ascund dragostea. Nu pot să-mi urmez, nu pot să-mi ascult. Nu pot să-mi ascult inima. O să le pot săruta. Tu ești ce mi-am dorit și astăzi îmi promit că vei fi a mea. Dragostea e problemă grea, însă mult mai greu e fără ea. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă într-o zi Dumnezeu mi-ar lua tot. Dragostea, iubirea ar fi pentru mine singurile salvări într-o lume așa nebună ca aceasta. Și să cântăm așa dacă se poate. Într-o zi o să le ținem de mână. Și într-o zi o să le pot sărba. Tu ești ce mi-am dorit și astăzi îmi promit că vei fi a mea. O să te pot săruta. Tu ești ce mi-am dorit și astăzi îmi promit că vei fi a mea. Și într-o zi o să le ție de mână. Și într-o zi o să te pot săruta. Tu ești ce mi-am dorit și astăzi îmi promit.